Tu combini rezistența incredibilă și nerăbdarea impetuoasă. Spiritul tău aventuros dorește călătorii și descoperiri. Deși te străduiești pentru fiabilitate, dragoste și viață de familie, ești mult mai bună decât taurul tipic, găsești un limbaj comun cu oamenii și un simț excelent al umorului înviorează orice conversație și discuții. Ești un tip de filozof cu o înțelegere profundă a naturii lucrurilor și a lumii din jurul tău. Puterea ta este abilitatea de a traduce în cuvinte presupuneri intuitive și de a le explica altora. Poți fi judecată ca răutăcioasă și incorrectă. Răutatea ta nu se poate manifesta în formele grave de luptă cu autoritățile, dar dispoziția ta veselă, glumele și trucurile curajoase sunt cunoscute tuturor. Poți fi foarte serioasă în ceea ce privește viața. Concluzia este că nu poți trăi ca restul lumii. Tu ai propriile comportamente și abilități profesionale, astfel încât nu intenționezi să te supui cerințelor altora. Tu adori tot felul de expuneri și ești pur și simplu fericit atunci când reușești să respingi o propunere dubioasă sau să critici o opinie nedreaptă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: emoție, calm, farmec și afecțiune. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru capacitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea sa de a folosi resursele și forța de muncă ale altor persoane și a juca împotriva regulilor. Ești extrem de nerăbdătoare și activă, foarte rezistentă și energică în același timp, ceea ce poate duce logic la un entuziasm excesiv în muncă. Tu ești asemănătoare cu o mașină cu mișcare perpetuă în interior, nu poți sta locului, te străduiești în mod constant să fugi undeva, iubești călătoriile, vrei o mulțime de impresii și informații noi, dar în același timp prețuiești valorile tradiționale ale unui spate sigur, familie prietenoasă, iubire, sprijinul celor dragi. Ai un minunat simț al umorului și poți găsi cu ușurință o limbă comună cu alții, mai ușor și mai rapidă decât alții reprezentanței acestui semn zodiacal. De asemenea, ai tendința să percepi filozofia lumii, cunoști lumea cu ajutorul intuiției tale puternice și ești întotdeauna fericită să împărtășești viziunea ta cu alții. Pe de altă parte, tu nu te consideri deloc gata să răspunzi la orice întrebare și este destul de greu ca alții să ghicească ceea ce crezi. Dispunând de discernământ natural, rar discuți opinii personale cu ceilalți. Cu toate acestea, ești în măsură să oferi oricărei persoane care are nevoie de o soluție proaspătă la o problemă, un sfat care în cele din urmă se dovedește a fi întotdeauna util. Adesea, împotriva ordinii stabilite, poți părea că ești un insurgent, o fire radicală, dar aceasta este o eroare profundă. Cel mai adesea ești extrem de conservatoare în viziunea ta asupra lumii, ești extrem de logică. În plus,
Poți da impresia de om aspru sau cel puțin rece, nu emoțional. De fapt, este o fațadă de gheață, nu este altceva decât o barieră artificială ridicată în calea emoțiilor negative, raportate de lumea exterioară. Tu te afli adesea departe de rolul tău obișnuit de lider, nu simți dorința de a conduce pe alții, dar serviciul tău pentru societate este cel care stă la baza numirilor în posturi înalte. Tu te distingi întotdeauna în mulțime, și nu numai datorită abilităților naturale cu adevărat extraordinare, ci și datorită energiei și dedicării tale. Imaginea ta pozitivă este extrem de plăcută nu numai a șefilor, ci și colegilor tăi. Tu afișezi o încredere sigură în sine, inspirând invariabil chiar sceptici înflăcărați. Plăcută în comunicare, dar nu susținătoare a relațiilor familiare, îți menții statutul oarecum detașat și, în același timp, îi încurajezi pe alții să râdă cu toată inima în dificultățile vieții. Ești extrem de sensibilă, atingi cu sentiment publicul, dar rareori le permiți altora să te păcălească. Nu ești înclinată să te înalți în lumea fanteziei, iar claritatea gândurilor tale le permite celorlalți să vadă cât de proaste sunt convențiile adoptate în lume. Tu nu te consideri a fi lipsită de griji, glumele tale caustice sunt îndreptate în primul rând împotriva acelor iluzii în care alții rămân. Trebuie să o spun direct, este mult mai plăcut să te aibă cineva ca prieten, nu dușman. Te distingi față de alții nativi din Taur prin astfel de trăsături speciale, feminitatea, fiabilitatea și, de asemenea, curajul. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 12 mai soarta ta? Ești foarte veselă și îți place să încânți prietenii și cunoștințele, să te distrezi de ei. Nu este vorba de nicio neînțelegere serioasă, dar obiectul glumelor tale nu este uneori distractiv. Uneori încerci să iei viața în serios, dar natura ta este incapabilă din punct de vedere organic. Chiar și în cele mai groaznice probleme tu vezi fețe amuzante. Tu nu te poți supune cerințelor standard după care trăiesc toți ceilalți. Cadrul impus de societate este străin sufletului tău iubitor de libertate. Nu depinzi de opiniile altora. Acolo unde tu te afli, există întotdeauna un loc pentru tombole și revelații. Îți place să dovedești că cineva e în neregulă și să aduci pe alții să privească în apă curată, mai ales dacă există un motiv pentru asta, deși tu însăți nu acționezi întotdeauna în conformitate cu logica și bunul simț, uneori chiar tu nu știi ce vrei. Îți păstrezi opinia ta reală despre ceea ce se întâmplă cu tine și nu împărtășești cu cei din jurul tău ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Tu înțelegi totul destul de bine și ai o înțelegere naturală a lucrurilor, permițându-ți să determini soluția corectă a oricărei probleme și să oferi sfaturi practice celor care au nevoie. Din exterior, poți părea a fi agresivă, dar în realitate ești mai degrabă conservatoare și aderi la tradiții, refuzând să urmezi noile reguli stabilite de societate. Credințele și dorințele tale adevărate sunt ascunse în siguranță sub protecția glumelor vesele. Acest vâl te separă de energia negativă a lumii. Astrele spun că poți avea ocazia să joci un rol de lider în societate, pe care tu nu îl realizezi deloc, și chiar poți să controlezi pe oricine altcineva care nu simte că este vânat. Cu toate acestea, calitățile și abilitățile tale născute corespund poziției pe care o deții. În mijlocul mulțimii, nu te pierzi niciodată, personalitatea ta remarcabilă atrage imediat ochiul. Ai un aspect atractiv, impunând superioritate. Tu ai o sensibilitate crescută la starea de spirit a celorlalți. Inutilitatea romantismului nu este specifică pentru tine, iar caracterul natural al comportamentului tău se ridică brusc pe fundalul subordonării universale față de convenții și politețea impersonală. Tu nu te identifici ca personalitate superficială, cu remarcile tale ascuțite poți înjosi dureros un interlocutor cu opinii inerte și conservatoare,
dar provoci mult mai puține probleme celor care sunt enumerați ca prieteni. Dragoste și compatibilitate. Ești aruncată de la o extremă emoțională la alta. Combin seta pentru independența și dorința de fiabilitate care ți este caracteristică. Încerci să găsești stabilitatea relației pe termen lung, dar în același timp te străduiești pentru libertate, dorind să-ți urmărești visele. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Practic tu nu te poți opri din glumele tale. Rareori, flirtezi în felul acesta cu oameni periculoși sau cu oameni înzestrați cu putere, ca și cum în tine doarme un demon rău și vesel care brusc se trezește. În acest caz, nu-ți place să te comporți conform așteptărilor și să urmezi reguli și stereotipurile general acceptate. Îți place să-ți inventezi propriile reguli și să trăiești după ele. În același timp, întotdeauna încalci așteptările celorlalți, te răzbuni calm și lipsești pe toți de pace, precum o rafală serioasă de vânt. Tu adori revelațiile publice și ridicarea poalelor în cap. Cea mai mare fericire pentru tine este să expui câteva secrete scandaloase sau să critici unele postulate general acceptate. În același timp, nu te oferi să spargi întreaga lume veche și să o înlocuiești cu o lume în funcție de propria ta rețetă. Este imposibil de înțeles ceea ce tu consideri a fi un adevăr incontestabil. Cu toate acestea, ești întotdeauna gata să oferi sfaturi celor care au nevoie de ajutor, și cu siguranță sfatul tău poate să rezolve aproape orice problemă. Ar fi o greșeală să fii considerată ca revoluționar și insurgent, deși comportamentul tău seamănă uneori cu comportamentul unui concasor. Poți purta masca unei persoane serioase și reținute, dar trebuie să amintesc mereu că aceasta este doar o mască. Această mască este purtată pentru a te îndepărta de emoțiile negative ale lumii înconjurătoare și pentru a te proteja cumva. Poți deveni lider, dar nu ești deloc fericită, deoarece acest rol nu-ți convine. Tu nu te grăbești la putere, dar poți face multe pentru societate. Poți avea succes deosebit în literatură, muzică, arte teatrale sau pictură. Sănătate și boli. Tu nu suferi de lipsa apetitului. Îți place să mănânci mult, adesea ce este cel mai delicios. Dar ai fost norocoasă, o astfel de dietă în cazul tău nu duce la plinătate, deoarece, datorită activității tale viguroase arzi caloriile foarte repede, aș spune precum bețele de chibrit. Dar ceea ce ar trebui să eviți este o plimbare de noapte și o întâlnire imprudentă cu alcoolul, deoarece astfel de partide îți pot epuiza foarte mult sistemul nervos și pot submina sănătatea ta. Cu toate acestea, ar trebui să eviți, dacă este posibil, luarea în glumă a dietei, deoarece poate duce nu numai la tulburări digestive,
ci și la obstrucția gravă a sistemului nervos. Astrele îți recomandă dezvoltarea unui sentiment al păcii, de preferință prin autocunoaștere și meditație. Caracterul tău plin de viață, răutăcios, te ajută la lupta împotriva depresiei și nihilismului. Pentru tine este extrem de important să te poți relaxa și să te calmezi. Datorită modului tău de viață activ, mobil, este posibil să nu-ți petreci prea mult timp cu sportul, efortul fizic mediu este suficient, dacă sportul, bineînțeles, nu este profesia ta, sau abilități sportive speciale. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o personalitate puternică. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele creează condiții favorabile vieții, dotându-te cu astfel de calități care contribuie la a te scăldea în razele succesului, iubirii, reverenței, fericirii și bunăstării. Ești harnică, profesionistă și atentă, talentată. Ești corectă și cinstită, cine merită se poate baza pe tine, nu vei dezamăgi, sfaturi pentru tine. Cu tine este periculos ca cineva să se certe. Nu ți-ar face rău să dai oamenilor ocazia să se simtă confortabil în poziția în care se află. La urma urmei, ei nu se schimbă și numărul de detractori va scădea considerabil. Lasă-i pe oameni să-și facă singuri planurile. Crezi că ești fericit în rolul de misionar? Încearcă să-ți mai moderezi replicile acide și cultivă-ți diplomația. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine.
Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.